Circulație oprită la metrou. Înțeleg că o femeie a fost lovită în urmă cu puțin timp la metrou. Detalii despre acest accident ne oferă chiar acum colegul nostru Alex Vlădescu. Alex, bună seara! Bună seara, Răzvan! Bună seara, domnilor și domnilor! Din informațiile pe care le avem în acest moment de la Metrorex, este vorba despre o pasageră care, într-adevăr, a căzut pe calea de rulare, din informațiile pe care le avem. Totul s-a întâmplat în stația de metrou Piața Unirii 1, acolo unde știm că sunt, pe unde trec magistralele 1 și 3, practic, cele care leagă, cu alte cuvinte, preciziei, zona militar din capitală de zona Anghel Salis, deci cele două capete ale Bucureștiului, de la est la vest. În acest moment traficul este blocat, știm că este o oră destul de aglomerată, o oră de vârf, la care sunt foarte mulți călători pe peron și care sunt în acest moment în coborâți, în subteran, circulă practic cu rețeaua de metrou. Circulația este blocată în acest moment pe cele două magistrale. Cei de la Metrorex înțelegem că depun eforturi acolo pentru a o scoate pe această femeie de pe calea de rulare, astfel încât trenurile să poată circula în continuare în siguranță. Vreau să înțelegem, Alex, dacă se poate, victima e decedată? Deocamdată nu avem această informație. Cei de la Metrorex spun că femeia ar fi căzut. Nu este sigură nici informația că femeia ar fi fost lovită până la urmă de tren. Așteptăm aceste detalii. Bun, Alex, îți mulțumim pentru aceste prime informații. Pe măsură ce vom lămuri acest eveniment, vom reveni cu alte